Caz mai puțin obișnuit la Spitalul Județean Suceava. Un bărbat de 55 de ani a ajuns pe mâna medicilor după ce a ingerat mai multe obiecte, unele ascuțite, care puteau provoca complicații digestive, respectiv perforație intestinale și ocluzie intestinale, motiv pentru care trebuiau scoase de urgență prin endoscopie digestivă superioară. În cursul săptămânii trecute, o parte din echipa de endoscopie a Spitalului Județean Suceava, formată din medicii gastroenterologi, dr. Ramia Bapneh, dr. Sidonia Bucătariu, dr. Andreea Golea și asistenta Mirela Olariu, s-au confruntat cu un caz mai puțin obișnuit. Un bărbat din Vatra Dornei, în vârstă de aproximativ 55 de ani, cu tulburări psihice, a ingerat mai multe obiecte, unele ascuțite, care puteau provoca complicații digestive, respectiv perforație intestinală și ocluzie intestinală. Motiv pentru care trebuiau scoase de urgență prin endoscopie digestivă superioară. Potrivit conducerii spitalului, intervenția trebuia realizată cât mai repede, atâta timp cât obiectele se mai aflau în stomacul și prima parte a intestinului subțire. Intervenția a durat aproximativ 3 ore, cu analgosedare, efectuată de o echipă din Unitatea de Primire a Urgențelor, formată din doctorul Teodorovici Dan și asistenta Delia Hancer. După monitorizarea ulterioară în UPU, pacientul a fost trimis înapoi la Spitalul din Vatra Dornei pentru supraveghere.